Ca în fiecare an, la începutul verii, orașul de la malul Mării găzduiește conferința națională cu participare internațională a psihologilor. Evenimentul a reușit și anul acesta să aducă la oaltă profesioniștii interesați de acest domeniu complex. Și anul acesta ne-am dorit să susținem această conferință prin participarea cu numeroase lucrări științifice și în același timp colegii din Facultatea de Psihologie și Științele Educației au propus, colegul nostru Damian Totolan a propus un workshop foarte interesant în domeniul asistării persoanelor cu cerințe educative speciale, în special a copiilor cu cerințe educative speciale. Este o mare bucurie să vedem foști absolvenți în calitate de psihologi școlari, calitate de locopezi, de profesori de sprijin și iată și în această calitate de organizatori ai unei conferințe de această talie, o conferință națională cu participare internațională. Organizată de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța, în parteneriat cu Universitatea Ovidius, Facultatea de Psihologie și Științele Educației și Inspectoratul Școlar Județean Constanța, ediția din acest an a cuprins workshop-uri susținute de către specialiști din țară și de peste hotare. Presupune un efort de organizare pe care l-am realizat datorită faptului că suntem convinși că împreună putem să demonstrăm că psihologia este un domeniu atractiv, un domeniu util societății actuale, iar consilierea școlară reprezintă maniera în care noi susținem beneficiarii în sensul de a deveni mai buni, în sensul schimbării. Conferința se adresează psihologilor și psihopedagogilor școlari, cadrelor didactice cu atribuții în consilierea elevilor. Un adevărat schimb de experiență. De la o ediție la alta, conferința intermediază contacte permanente cu alți specialiști, contribuind la îmbunătățirea activității psihologiei educaționale, psihoterapiei și psihopedagogiei speciale.